Salut! Bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Cătălin Dascălu și pentru astăzi am pregătit un nou video despre germinare. Astăzi a venit rândul castanului comestibil. În acest video vă voi arăta cum să germinați castane în nisip. Din punctul meu de vedere, este cea mai simplă și eficientă metodă de germinare rapidă a castanelor. Această metodă o poți folosi din toamnă, imediat după culegerea castanelor, pe toată perioada iernii și până la sfârșitul primăverii. Cele mai bune rezultate sunt obținute imediat după recoltare. Vei obține niște castane germinate așa cum se văd cele din video în doar 6-10 zile. O să vă întrebați unii de ce folosesc nisip și nu alt tip de substrat sau chiar direct pământ. Răspunsul este foarte simplu. Nisipul este cel mai ieftin, păstrează bine umezeala și procentajul de putrezire este foarte mic. Spre exemplu, dacă am folosit direct pământ, care este plin de diferite tipuri de mucegaiuri, procentajul de putrezire ar fi mult mai mare. Pentru cei care vor să plătească, alternative ar putea fi perlita, vata minerală, vata de bumbac, fibra de cocos și multe altele. Dar eu sunt foarte mulțumit de nisip. În imagine avem două castane germinate recent prin această metodă, iar în fundal plante de castan de câteva săptămâni. Dar să ne apucăm de treabă. Pentru a avea rezultate bune, avem nevoie de niște castane proaspete și sănătoase. Ideal este să le culegi cu mâna ta din copac, dar se pot găsi și în comerț bune. Eu pe acestea din imagine le-am cumpărat dintr-o piață de fructe. Ele trebuie să fie tare atunci când le atingem și să aibă o culoare turcioasă. Folosind un pic de apă, aflăm foarte ușor care sunt bune. Dacă rămân la fund, sunt bune, dacă putesc, sunt rele. În acest caz, toate sunt bune. Dar trebuie să fim atenți atunci când cumpărăm, că pot fi și cazuri nefericite. Spre exemplu, acestea sunt cumpărate de la un supermarket. Toate putesc, deci sunt rele. Când le-am desfăcut, am descoperit că toate sunt putrede, complet sau parțial. Deci nu ne sunt utile, nu le putem germina. Spre exemplu, chiar și aceasta, care are doar vârful deteriorat, vârful fiind cel mai important. Care sunt așa nu vor germina. Aici am câteva cumpărate de la un vânzător ambulant de castane coapte. Castanele sunt de o calitate foarte bună și proaspete. Așa trebuie să arate o castană bună pentru germinare. La apăsare se simte că sunt tari. Le voi pune și pe acestea în apă pentru a le verifica. Nu putește niciuna, sunt bune toate. Următorul pas este să le țină în apă pentru 24 de ore. Acest lucru va grăbi foarte mult germinarea. Așa ar trebui să se vadă în interior o castană bună pentru germinare. Desfacerea cojii nu este o problemă, chiar ajută la forțarea germinării. Aici se poate observa vârful rădăcinii. Voi coji câteva un pic în vârf pentru a forța germinarea. În acest fel, apa intră mai ușor în interior, iar rădăcina poate ieși mult mai repede. Voi pune câteva cojite și câteva întregi să văd care este diferența.
atât este destul, nu trebuie să fie mai mult. Le voi pune pe toate în nisip. Pentru câteva voi folosi un pic de scorțișoară. Am găsit pe internet informații că ar ajuta la forțarea germinării. Sau cel puțin ar avea un efect fungicid. În nisip le așez așa cum se vede în video. Apoi mai dau cu un pic de scorțișoară. Voi pune și fără scorțișoară ca să văd dacă este vreo diferență. La sfârșit le acopăr cu un strat subțire de nisip. Nisipul trebuie să fie un pic umed, nu îmbibat cu apă, doar umed. Apoi pun capacul și le voi ține la întuneric. În aproximativ 5-7 zile vedem și primele rezultate. Asta este prima care a germinat. Bănuiesc că e din cele la care le-am desfăcut coaja în vârf. Aici sunt aproximativ 10 zile de când le-am introdus în nisip. Rădăcina are vreo 5 cm. Acum le voi scoate pentru a vedea cum s-au dezvoltat. Cele întregi se pare că încă nu au germinat. În schimb, astea recojite în vârf au germinat amândouă. Asta e prima. Acum să o scoatem și pe a doua, pe care ați văzut-o deja. Are o dezvoltare foarte bună. Astea sunt din cele la care am folosit și scorțișoară. O să scot din celelalte să le văd evoluția. Aici sunt germinate și din cele întregi, nu doar cele decojite. Nu cred ca scorțișoara să influențeze prea mult. Unele sunt foarte dezvoltate, unele mai puțin dezvoltate. Aici am alt lot germinat. Majoritatea au germinat și au o dezvoltare foarte bună.
Sunt și unele care încă nu au germinat. Aici le-am spălat ca să se vadă mai bine. După cum se observă, dezvoltarea este foarte bună. Este momentul ideal pentru a fi transplantate. Cum am făcut germinarea pe timpul iernii, le voi planta în niște sticle de plastic. Trebuie să reciclăm, nu? Am ales niște sticle de 5 litri. E foarte important să fie puse în recipiente înalte ca să se poată dezvolta bine rădăcina. Se pot pune și în ghivece sau orice tip de recipient compatibil. Dacă faci germinarea primăvara și vremea îți permite, le poți pune direct în pământ. Fac o mică gaură unde voi pune castana. O pun în margine pentru a-i urmări evoluția. În centru ar fi perfect pentru că nu va fi expusă la lumină. Nu trebuie acoperită complet de pământ, așa este perfect. Cum am foarte multe germinate, voi pune mai multe în aceeași sticlă. Pe asta o voi pune în centru. Am acoperit cu folie de aluminiu pentru a menține întuneric la rădăcină. Aici ne aflăm după o săptămână. Rădăcina a crescut foarte mult. În primele zile, rădăcina are o creștere foarte rapidă. Se poate observa că încep să apară și primele frunze. Aici a mai trecut o zi, tulpina începe să caute lumina. Cealaltă e un pic mai lentă. Așa se văd după o nouă zi de viață. Altă zi în plus.
Acestea nu sunt singurele, am plantat mai multe. Dezvoltarea este asemănătoare. În caz de mi-a scăpat ceva, voi pune în descriere acestui video. De asemenea, dacă găsești erori sau afirmații greșite, folosește rubrica de comentarii pentru a opina. Toate completările și corectările sunt binevenite. Tot în comentarii poți, dacă ai întrebări, să întrebi orice despre tema acestui video. Voi răspunde la toate comentariile care au legătură cu tema acestui video. Aici suntem deja după alte câteva zile. Se poate observa că plantele au o dezvoltare foarte bună. Creșterea este foarte rapidă. Aici am un lot nou. La câteva săptămâni, plantele sunt foarte bine dezvoltate. Au frunze mari și sănătoase. Așa se văd plantele după alte câteva săptămâni. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru vizionare și ne auzim în următorul.